Bună ziua, dragi prieteni, șirul edițiilor noastre din acest interval orar continuă. Așa cum v-am spus încă de la începutul acestei săptămâni, e o ediție dedicată doamnelor, distinselor doamne, doamne care vin din zona educațională, pentru că pe acest palier am avut ediții până în acest moment. E o ediție specială pentru că producțiile media Bezei Life vin în fața dumneavoastră, au succes pentru că avem parteneri. Parteneri de încredere, parteneri cărora le mulțumim, cărora le transmite că vor fi mereu aproape de domniile lor. Și astăzi, într-o săptămână specială pentru distinsa mea invitată, nimeni altul decât profesor dr. Adina Romanescu, sunt convins că dumneavoastră, dragi elevi, dragi părinți, o cunoașteți. Dumneavoastră din comunitatea Liceului de Informatică Grigore Moisil și nu doar a Liceului de Informatică Grigore Moisil. Și nu se putea mai frumos decât la momentul aniversar, doamna profesor, 50 de ani de învățământ informatic la Iași. Noi vă urăm încă de pe acum să ajungeți măcar la 100 de ani. Sărut mâinile și Hristos a înviat și mă bucur că ne reîntâlnim cu mare plăcere, mare drag în platoul Bezei Live. Bună ziua, adevărat am înviat și pe noi ne bucură nespus aceste zile. Să știți că bucuria cred că este sentimentul care a caracterizat toate evenimentele pe care le-am trăit. Deja am trecut de la etapa în care le-am organizat, la etapa în care le-am trăit și a fost într-adevăr foarte frumos. O bucurie să ne simțim bine împreună și să ne bucurăm de tot ce am realizat în cei 50 de ani de învățământ informatic la Iași, care înseamnă 50 de ani de existență pentru liceul nostru drag, Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași. Am sintetizat noi așa tot ceea ce s-a întâmplat, că sunt 50 de ani de excelență, inovație, conectare. Foarte frumos ați spus dumneavoastră. Aș vrea să reluăm așa și să prezentăm pe larg șirul evenimentelor, pentru că vă spuneam, numai dumneavoastră știți alături de echipă ce tur de forță ați avut în aceste zile și chiar toate mail-urile aproape de pe zona Inspectoratului Școlar Județean Iași veneau din partea dumneavoastră, pentru că au fost evenimente și acești 50 de ani i-ați marcat, nu ați neglijat nimic din ceea ce înseamnă o asemenea sărbătoare. Haideți să vorbim despre momentele care au reprezentat debutul aniversării a 50 de ani. Să știți că înainte de a începe propriu-zis evenimentele noastre, cu o săptămână înainte am sărbătorit împreună toate cele patru licee de informatică din țară cei 50 de ani și au fost la fel niște evenimente deosebite. Vineri, săptămâna trecută, s-au terminat aceste evenimente și sâmbătă am început evenimentele noastre. Pe 15 mai am dat startul programului LIS 5.0 prin testarea urmașilor Moisil organizată pentru elevii claselor a patra. Am continuat duminică să mergem împreună, toți membrii comunității LIS, elevi, cadre didactice, părinți, la o piesă de teatru, Bani din cer, piesă de teatru regizată de absolventul nostru din prima promoție de gimnaziu, Andrei Cioban. Bun, salutăm, da. A fost așa ca o pregătire pentru ceea ce a urmat, pentru că luni dimineața am deschis toate evenimentele cu un moment cu totul și cu totul deosebit, în care am vrut cu adevărat să sărbătorim utilizarea tehnologiei în educație și am deschis conferința ELIS, Inovație în Educație, o conferință care a adunat invitați deosebiți, foarte apropiați comunității ELIS. Conferința a avut în prim plan lansarea ghidului ELIS, resurse educaționale și instrumente utilizate în învățarea online, creat de către profesorii liceului. Acest ghid, care are atât o variantă electronică, cât și o variantă print, editat la editura Casei Corpului Didactic Iași, căreia îi mulțumim pentru susținerea acordată, cuprinde propuneri de scenarii didactice de la 38 de profesori din cancelarie la toate disciplinele de studiu.
Este un material deosebit de valoros pentru zona educațională, pentru că el înglobează experiențele noastre didactice pe care le avem de foarte mulți ani în utilizarea tehnologiei la ore, dar a sintetizat așa și ultimele noastre experiențe din perioada învățământului online. Sunt convinsă că aceste resurse educaționale deschise oferite colegilor noștri de pretutindeni vor fi extrem de utile în pregătirea orelor la orice disciplină din învățământul liceal sau gimnazial. Conferința a fost deosebită și pentru că ne-am reîntâlnit cu oameni care au marcat devenirea LIS. Am avut invitați domnul profesor Radu Jugureanu, care la începutul anilor 2000 a încurajat foarte mult crearea de soft educațional în România, cu domnul conferențiar universitar dr. Marin Blada de la Facultatea de Matematică a Universității din București, care este inițiatorul Conferinței Naționale de Învățământ Virtual și care, la fel, prin tot ceea ce a făcut, a susținut foarte mult dezvoltarea informaticii în România. Am continuat cu domnul profesor universitar dr. Henri Lucian de la Facultatea de Informatică Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. Domnul profesor a fost în comisia concursului nostru de programare inițiat în 2001, urmașii lui Moisil, și a predat la noi la școală. Domnul decan de la Facultatea de Informatică, domnul conferențiar universitar dr. Adrian Iftene, care dintotdeauna ne-a fascinat cu prezentările dumnealui la conferințele la care am avut ocazia să participăm și noi, profesorii de la Liceul de Informatică, și am încercat tot timpul să ținem pasul cu cercetările de la universitate. Domnul profesor universitar dr. Constantin Cucoș de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la fel domnul profesor ne-a susținut dintotdeauna în dezvoltarea noastră ca și profesori. Și cei trei domn profesori au și semnat de fapt prefața ghidului în care ne-au oferit o apreciere și un imbold de a duce mai departe această activitate de construire a resurselor educaționale deschise. Sigur că dintotdeauna am fost interesat să importăm, să aducem în sfera educației și tot ce se întâmplă în companiile IT, care ne pot oferi niște exemple de bună practică în foarte multe domenii și în cultura organizațională pe care o dezvoltă și în resursele umane și în modalitățile de comunicare. Și doamna Carmen Teodorescu de la compania Centric IT Solutions România a avut la fel o prezentare deosebită pentru noi. Am avut-o alături de noi și pe doamna profesoară Emanuela Cerchez, care este absolventa liceului de informatică nostru. Da. Și cu ocazia aceasta am prezentat și catalogul electronic realizat de colega noastră, doamna profesoară Mihaela Călfoaie. A fost cu adevărat un eveniment deosebit și emoționant conferința. Sigur că am continuat ziua de luni cu lansarea site-ului realizat de doamna profesoară de educație plastică Artelis 50. Acest site, care își propune să promoveze creațiile artistice ale elevilor noștri, a fost lansat în cadrul unei discuții deosebite, emoționante, între performerii noștri din sport, pictură și muzică și multe alte arte și preocupări pe care le au, că avem și o campioană mondială la șah, cu elevii liceului de gimnaziu, și au încercat să încurajeze pe aceștia să-și urmeze pasiunea.
Am continuat seria discuțiilor pentru că în fiecare zi am avut dialoguri între generații de absolvenți și elevii actuali ai liceului cu activitatea Scrisori 2021 cu Dragoste pentru LIS, o activitate coordonată de doamna profesoară Ines Crețu, care a adunat de data aceasta membrii comunității LIS absolvenți care au și calitatea de părinți la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași și care au putut, din perspectiva dumnealor, să ne ofere o imagine asupra așteptărilor pe care le au și părinții în zona educațională. Au vorbit foarte frumos despre liceu. Am avut așa invitații în care în familie și soțul este absolvent și toți copiii sunt unii absolvenți, unii elevi încă la Liceul de Informatică. A fost o zi emoționantă deosebită. Marți am luat-o de la capăt, cred că o să ne lipsească aceste evenimente pentru că ne-am obișnuit așa să facem lucruri uimitoare și marți am derulat conferința Resurse educaționale deschise, unde am prezentat toate resursele create de noi în cadrul parteneriatelor europene, pentru că la cei 50 de ani de existență, Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași a implementat peste 40 de proiecte europene. În prezent, în anul acesta școlar, noi avem în derulare 7 proiecte europene, un lucru extraordinar și am oferit tuturor invitaților noștri la conferință linkurile unde sunt postate aceste resurse, diferite informații despre proiecte. Le-am spus că liceul din Copou îi așteaptă oricând să îi sprijine dacă doresc să dezvolte și ei formulare de candidatură și ulterior proiecte europene. Și sigur că s-au mai întâmplat două lucruri foarte importante în timpul acestei conferințe. Am avut o prezentare în direct din laboratorul de realitate virtuală pe care l-am inaugurat. Este un laborator finanțat de Liceul de Informatică pentru că am atașat echipamente la un laborator deja echipat de Liceul de Informatică și am achiziționat echipamente Oculus Quest, ochelari pe care i-am finanțat dintr-un proiect european despre inovarea în școala românească bazată pe realitate virtuală și realitate augmentată și cofinanțat cu sprijinul companiei Centric IT Solutions România. Elevii noștri au oferit un feedback în timp real la lecțiile create de profesorii noștri la fizică, biologie și chimie. În cadrul aceleiași conferințe am lansat ghidul care prezintă instrumente social media, utilizarea acestora în învățare, un ghid coordonat de doamna profesor dr. Ana Maria Ghiban. De altfel, noi avem și o strategie de implementare social media la nivelul școlii noastre, aprobată de ceva timp. Suntem și una dintre școlile pilot în educația media. Nu ne-am oprit aici. Bineînțeles, am da. Continuat cu tineri de nota 10, activități Frumos. Educative derulate în ultimii 10 ani, 10 ani cât s-au scurs de la sărbătorirea celor 40 de ani. O activitate coordonată de doamna consilier educativ Mariana Pașcan, care a fost o încântare, o întâlnire între foștii elevi care au fost președinți ai consiliilor școlare ale elevi, ai Consiliului Școlar al Elevilor în anii anteriori, actuala președintă a Consiliului Școlar al Elevilor și membrii Consiliului Școlar și elevi din toate clasele de liceu. A fost la fel un eveniment, o întâlnire la care, chiar dacă s-au terminat activitățile, participanții nu se deconectau de la întâlnire. Toate întâlnirile au fost extrem de emoționante. Și miercuri a fost ieri ziua care ne-a umplut sufletele de bucurie pentru că a debutat cu un moment al bucuriei. Al bucuriei că avem această șansă extraordinară să predăm noi profesorii într-un liceu în care s-a construit foarte mult, în care ceilalți profesori înaintea noastră
au muncit foarte mult să aducă acest liceu la un nivel de performanță atât de ridicat și noi avem, desigur, o menire onorantă de a reuși să fim toți și noi și profesorii și elevii niște urmași ai ilustrului academician Grigore Constantin Moisil, așa cum am putea mai bine, ca să-i mulțumim pe cei care au muncit foarte mult la clădirea acestei școli. A fost un moment de bucurie pentru că ne-am întâlnit cu dascălii care au trecut prin cancelaria noastră altădată, nume ilustre ale învățământului ieșean, doamna profesoară de chimie Magda Belța, domnul profesor de istorie Cucu Aurel, domnul profesor de sport Stelian Chilărescu, domnul profesor de matematică Ilie Croitoru, doamna profesoară de geografie Ivanovici Anișoara. Am discutat despre activitățile de altă dată, orele de altă dată, elevii de altă dată. A fost un moment în care am vrut să le arătăm noi profesorii de astăzi din cancelaria Liceului de Informatică că îi prețuim foarte mult, că îi iubim foarte mult, că apreciem foarte mult tot ceea ce ne-au lăsat. I-am premiat pentru tot ceea ce ne-au oferit, deși nu o să reușim niciodată să le mulțumim îndeajuns. Și a fost o gală a excelenței și inovației în educație, la care a participat și doamna director Carmelo Junzi, care a fost 19 ani directorul liceului și absolvent de liceu de informatică. Am continuat ziua de ieri cu workshopul Antreprenoriat și IT despre viziunile antreprenorilor în IT, la care au participat absolvenții noștri care au dezvoltat propriile companii IT și mă refer la Cristian Micliuc de la Heaven Solutions, mă refer la Adrian Bironescu de la Wyron și Dan Zaharia, șef de promoție al Liceului de Informatică, fondator Fab Lab, unul dintre fondatorii prin magazin și foarte multe inițiative, inițierea școlii informale de IT. Și chiar îi spuneam absolventului nostru Dan Zaharia că este extraordinar ceea ce face pentru comunitatea IT, pentru că încearcă să găsească tot felul de soluții de a construi și mai mult în această comunitate. Dezvoltarea comunității IT este foarte importantă și pentru noi din zona educațională, așa cum și noi suntem importanți pentru cei din IT, pentru că cu cât vom avea o economie la nivel local mai dezvoltată, cu atât copiii noștri vor alege să învețe aici, să rămână aici și va fi așa o armonie deplină. La acest workshop au participat și părinți care au acum copiii la noi la informatică și au o expertiză în zona de antreprenoriat, Angela Falca și Raluca Munteanu, și Florin Cardasim, unul dintre fondatorul CodeCamp, și de asemenea David Burkovski, absolventul nostru foarte cunoscut pentru ideile sale ingenioase încă de pe băncile școlii, care are acum propria companie IT. În continuare s-a derulat activitatea Dăruind celorlalți pentru elevii de gimnaziu, la care absolvenții noștri cu o activitate deosebită în voluntariat au discutat cu elevii de astăzi ai liceului despre ce au dobândit din toate proiectele pe care le-au derulat. Și am încheiat cu activitatea Momente de viață. A fost din nou o întâlnire între generații extraordinară la care au participat doamna Carmen Lojonții, doamna director Carmen Lojonții, cu care am făcut echipă managerială foarte mulți ani. A participat domnul Liviu Ciortuz, domnul conferențiar universitar dr. Liviu Ciortuz de la Facultatea de Informatică, șef de promoție al Liceului de Informatică, a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Informatică. Au participat dragile noastre colege din cancelarie, Silvia Grecu și Rodica Leontieș, care sunt absolvente ale Liceului de Informatică. Doamna profesoară Silvia Grecu este chiar și președinta Asociației Absolventu și are o implicare deosebită în tot ce înseamnă dezvoltarea proiectelor în informatică.
Au participat de asemenea absolvenții noștri din promoția 2018, Denis Banu, care a luat medalie de argint la Balcaniada Senior de Informatică, Rusu Daniel, care la fel a participat la foarte multe competiții de informatică și este și el olimpic național la informatică. A participat șefa de promoție a anului 2020, Alexia Alexandrescu, o elevă care a obținut niște performanțe deosebite în psihologie, a participat la Olimpiada Națională de Psihologie, a luat distincții la concursul internațional Infometric sub coordonarea doamnei consilier școlar Claudia Cărăușu. Bineînțeles că la activitatea au participat și doamna Claudia Cărăușu și doamna dirigintă comună pentru absolvenții din 2018 și 2020, doamna profesoară de informatică Mirela Țibu. Și a fost din nou o discuție deosebită pe care nu reușeam să o să mai finalizăm. Da. A fost extraordinar. Ați reușit, v-am lăsat pe dumneavoastră, merita, rememora, pentru că sunt evenimentele foarte aproape de noi, clipele pe care le-ați organizat și ați văzut, dragi prieteni, dragă comunitate, LIS, ca să spunem așa, la 50 de ani, că nimic nu a fost uitat din ceea ce înseamnă viața unei unități de învățământ de prestigiu. Aici, iată că e un mesaj de la colega dumneavoastră, o salutăm pe doamna profesor Maria Radus. Ea spune așa: trecut, prezent și viitor. LIS 5.0 a însumat zilele acestea o bucurie a retrăirii istoriei liceului, valorizarea tuturor profesorilor, elevilor, absolvenților și părinților, dar și proiectarea unei școli a viitorului. Mulțumim doamnei director pentru atmosfera colegială și elementele de calitate proiectate cu această ocazie. Un mesaj al colegiei dumneavoastră. Am avut-o pe dumneavoastră invitată chiar săptămâna aceasta. Da, să știți că am urmărit un profesor și emisiunea la care a fost invitată. Îmi place foarte mult să particip la tot ceea ce realizează colegii mei. Și să știți, chiar dacă multe activități la un moment dat se derulau concomitent, la toate am participat, chiar dacă nu am reușit să rămân integral la toate, pentru că mi se pare important să fim în mijlocul elevilor, să-i auzim, să fim în mijlocul absolvenților și legăturile acestea care s-au consolidat sunt extraordinare, sunt invizibile, dar foarte puternice. Cred că să dezvolți o comunitate și acesta trebuie să fie un obiectiv al unei școli, pentru că o comunitate înseamnă tot timpul un schimb de bune practici, un schimb de idei, o comunicare în toate sensurile posibile din care nu pot ieși decât rezultate foarte bune. Așa este și haideți să o salutăm și pe, iată, doamna inspector școlar general, noul inspector școlar general, doamna profesor Luciana Antoci, pentru că tot din comunitatea Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil vine domnia sa predă limba și literatura română. O salutăm cu mare plăcere. Dumneavoastră, încă de pe acum vă incit, vom avea o ediție specială alături de domnia sa. Vreau să menționez și lucrul foarte important care ni s-a întâmplat, nu vreau să spun cel mai important, pentru că nu vreau să fac o ierarhie, toate evenimentele au fost extraordinare și toți colegii mei au toată aprecierea mea pentru tot ce au organizat, pentru că, să știți, a fost un efort al echipei profesorilor de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil. Au muncit toți ceva de neimaginat. Uneori eram așa îngrijorată de nivelul lor de implicare, pentru că era un nivel de implicare foarte înalt, un timp foarte mult pe care l-au acordat școlii, dar sigur ceva ce a validat munca noastră și ne-a adus o bucurie imensă a fost acordarea distincției Gheorghe Asachi de către Inspectoratul Școlar al Județului Iași și mulțumim pentru această apreciere pe care am primit-o și o felicităm pe colega noastră, profesor dr. Luciana Antoci, pentru noua onoranda și onoranda, provocatoarea și responsabilă. Exact, responsabilă a poziție pe care o are de a coordona activitatea educației ieșene. Îi dorim mult succes și noi avem o foarte mare încredere în ea, pentru că este un profesor care ne-a încântat
foarte mulți ani în cancelarie și ne încântă în continuare. Noi am vrea să aibă mai multe ore la noi, dar nu se poate. Și atunci când doamna inspector școlar general ne-a prezentat această distincție în conferință, dumnea ei nu știa că noi am introdus fiecare invitat într-un anumit mod, l-am prezentat prin imagini. Am început prezentarea dumneaei cu niște imagini din activitatea de profesor, tocmai pentru că este un profesor foarte dedicat elevilor. Aici aș vrea să o salut și pe doamna profesor Timofte, colega dumneavoastră, un om deosebit, oameni deosebiți și nu sunt cuvinte mari, nu sunt lucruri spuse așa gratuit, dragi prieteni. Într-adevăr, vă spuneam și vă mărturiseam înainte de a intra în direct, ați reușit în ultimii ani, ați creat acea atmosferă, acea liniște, acel loc propice pentru ceea ce înseamnă zona educațională. Dar pentru că iată... Și eu vreau să o felicit și pe doamna director Cristina Timofte pentru tot ce ne-a dăruit și pentru toate lucrurile extraordinare care s-au întâmplat în școală și profesionalismul și dedicația față de noi. Și pentru că iată, din fericire și sperăm ca lucrurile să se normalizeze, vom vedea ce normalitate va fi după această pandemie, dar sunt semne bune, iată rata de incidență infectare SARS-CoV-19 este din ce în ce mai mică, oamenii au înțeles că o variantă este, acum e decizia fiecăruia, e vaccinarea, dar parcurgând acest an și aproape un an și jumătate, dacă e să vorbim, pentru că chiar dumneavoastră ați fost unitatea de învățământ pregătită, ați fost oarecum privilegiați, asta era menirea. Cum ați privi, gândindu-vă la ce se întâmpla în martie, dacă e să spunem așa, 2020 și iată-ne în luna mai 2021, în sfârșit, cu elevii față în față, nu că ar fi fost, nu v-ați fi descurcat, dar menirea în școli este ca oamenii să comunice, să se afle față în față. Cum priviți dumneavoastră acum ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate? Să știți că sunt și lucruri foarte bune care s-au întâmplat. Sigur că nu este de dorit niciodată ca o problemă de sănătate să provoace anumite reforme, nici măcar în educație. Corect. Nu sunt de dorit problemele de sănătate, dar ceea ce s-a întâmplat cu pandemia este un dat pe care nu are rost să-l mai analizăm, pentru că așa ne-a fost dat să se întâmple, știți? Și atunci noi trebuie să vedem ce soluții găsim ca să trecem mai departe peste aceste lucruri. Nu a fost un moment simplu pentru majoritatea școlilor, dar a fost un moment de adevăr pentru sistemul de educație din România. A fost un moment în care ne-am întrebat cu adevărat, am trimis foarte mulți profesori cu certificate de dezvoltare a competențelor digitale, cu programe de formare în acest sens, în utilizarea tehnologiilor în educație, i-am trimis în școli. Cum au putut să aplice la ore acele lucruri când în multe școli nici nu era un semnal al internetului corespunzător? Sunt niște lucruri la care am fost obligați acum să ne gândim, să luăm niște măsuri, să găsim niște soluții și trebuie să vedem partea bună în ceea ce s-a întâmplat în educație. Aceasta ar fi partea bună, pentru că într-adevăr tehnologiei a revenit rolul pe care trebuia să-l aibă de foarte multă vreme în educație. Încă din anii 2000 discutăm de aceste lucruri, pentru că am reușit o dotare cu echipamente în foarte multe școli și la noi la nivelul județului Iași au fost eforturi foarte mari, iar în Iași primăria municipiului Iași chiar a susținut foarte mult dotarea cu echipamente. Trebuie să vedem acest lucru. Cadrele didactice au inserat imediat instrumentele online în activitățile de învățare, s-au conectat la platforme și la toate elementele de noutate în utilizarea tehnologiei. Sigur că niciodată nu vom reuși să găsim ceva care să înlocuiască lecția în sala de clasă, apropierea față de elevi să înlocuiască comunicarea directă între persoane. Aceasta este clar că este cea mai bună formă a educației, dar chiar și acum reveniți în sălile de clasă și chiar și pe viitor, complementaritatea aceasta cu utilizarea tehnologiei în educație, cu e-learning-ul, trebuie să rămână în educație, nu trebuie să o abandonăm.
E esențial și mi-a plăcut pentru că nu vreau să fac, nu știu, distincții, aprecieri, dar sincer să spun, v-ați mișcat foarte, foarte rapid într-un moment în care nimeni nu știa cum să reacționeze, nimeni nu și-a dorit această pandemie, dar ați reușit. Să știți că este puțin ceva din felul nostru de a fi, nu întâmplător, am inovat foarte multe lucruri. Informatica are o viteză foarte mare și noi am învățat lucrul acesta și ceilalți profesori am învățat aceste lucruri și încercăm tot timpul, uneori suntem înaintea ceea ce se întâmplă. Nu mai vorbesc de faptul că a fi în ritm cu ceea ce se întâmplă este pentru noi deja ceva facil. Trebuie să ai viteză. Exact, este efervescență. Dar viteză, prezență de spirit, să inovezi, să găsești soluții. Nu e timpul, mai ales vremurile pe care le trăim sunt atât de agitate și se derulează în viața noastră cu o rapiditate extraordinară. Și elevii noștri sunt extraordinar de ingenioși. Așa și este. Și le-ați acordat să ne ținem și noi de ritmul lor. Cum putem privi acești nativi digitali, doamna profesor? Pentru că, să fim serioși, e o altă lume, e o generație care are realitățile. Ei are la dispoziție diverse forme ce țin de zona tehnologiei. Vă întreb acest lucru pentru... Să știți că eu nu cred că problema este la ei. Eu cred că mai degrabă problema este la noi. Noi accentuăm foarte mult distanța față de ei. Da, sunt nativi digitali, s-au născut în alte vremuri, da? Într-un alt an în care tehnologia este la un anumit nivel de dezvoltare, în care comunicarea se bazează pe foarte multe dispozitive electronice, dar noi adulții ce facem pentru asta? Încercăm să ne apropiem de ei sau doar să-i caracterizăm de la distanța noastră așa comodă și dacă se poate uneori să-i mai și criticăm? Am încercat să ne întrebăm vreodată ce citesc ei, ce le place să citească, ce îi interesează sau am încercat să le impunem o listă, pentru că noi, adultul, considerăm că acea listă de cărți este importantă. Adică, cred că, sincer, problema este mai mult la noi, la adulți. Trebuie să ne schimbăm puțin mai mult, să nu mai manifestăm această rezistență la schimbare. Și cred că ar trebui să încercăm să ne apropiem mai mult. Noi adulții, că doar spunem că suntem mai înțelepți și atunci înțelepciunea trebuie să te ajute să te apropii de oameni. Frumos spus. Și cred că aceasta este gândirea pe care trebuie să o avem noi toți, profesori, părinți, reprezentanții autorităților. Dar, și asta pentru prietenii noștri care ne privesc din țară, din străinătate, să nu-și imagineze că liceul teoretic de informatică Grigore Moisil e numai informatică și matematică. Nu! Și ați spus dumneavoastră doar de o campioană mondială la șah. Eu știu că e o tradiție în zona basketului pentru liceul de informatică. Cum? Istoria, științele sociale, cum ați reușit să îmbinați? Pentru că nu am stabilit noi ce este important. Nu un profesor trebuie să stabilească ce este important pentru elev. Elevul trebuie să vină să-ți sugereze ție ca profesor ce este important pentru el. Pentru că am fost atenți la ce nevoi de dezvoltare au elevii noștri. Pentru că i-am apreciat și i-am încurajat atunci când au dorit să-și cultive o pasiune. Am avut această abordare. Și atunci tot ce am făcut, am pus foarte mult suflet în tot ceea ce am făcut și am încercat să venim cât mai aproape de ei. Cum să predai istoria la liceul de informatică? Doamna Rados, când a venit la noi în școală, deja s-a apucat să construiască softuri educaționale în echipă cu doamna Cerchez, au accesat proiecte europene și au înființat un laborator. Așa trebuie să fim. La limba română, doamna profesoară Dana Zaharia a inițiat concursul literatură română în dimensiune virtuală, a creat și doamna soft educațional, a montat la un moment dat o secvență din filmul Moromeții ca să-i apropie pe elevi de Marin Preda și exemplele pot să continue. Frumos! Un model de bună. Adică parte. Noi trebuie să mergem către elevi și să vedem ce ar interesa, ce ar dori. Așa procedăm și când accesăm finanțări europene. Avem discuții cu ei, vedem cum și-ar dori ei să învețe, despre ce ar dori să învețe.
Nu trebuie să stabilesc eu ca profesor cum trebuie să învețe elevul. Trebuie să fiu atent la și la cum ar dori să învețe elevul. Cum înțelege mai bine? Ce instrumente ar dori să folosesc eu de comunicare? Ce modalități de învățare? Cred că aici ar trebui să mediteze mulți. Nu vreau să mă refer la cineva anume sau la o anumită categorie profesională sau socială, dar aici e mult de meditat la, în ceea ce spuneți dumneavoastră. Aș vrea să schimbăm oarecum registru, pentru că nu ați neglijat nici ceea ce înseamnă dotarea. Un liceu de informatică, e clar, într-o lume a IT-ului care evoluează de la lună la lună, pentru a fi sus, pentru a face performanță, pentru ca ai tăi absolvenți să fie la cel mai înalt nivel și să se poată compara cu alți absolvenți din țară sau din străinătate, trebuie să investești aici. Ori în ultimii 2-3 ani și aici chiar v-a preocupat această zonă și liceul se poate mândri cu dotări de ultimă oră, dacă putem spune așa. Să știți că am fost preocupat de acest lucru dintotdeauna. Vă dau un simplu exemplu. Suntem din 2006 Academie Oracle, ceea ce înseamnă că elevii claselor a 12-a parcurg aceste cursuri și platforma pe care intră trebuie să îți permită, ca să reușești să accesezi resursele respective, să îți permită calculatorul lucrul acesta. Dintotdeauna am fost interesați să facem update-uri și să oferim elevilor nivelul de echipamente, de tehnologie și echipamentele adecvate de care au nevoie. Dar am încercat permanent să construim cât mai multe laboratoare de informatică. Avem 8 laboratoare de informatică complet echipate. În ultimul timp ne-am conectat foarte mult la companiile IT și le-am cerut susținerea. Au venit către noi datorită elevilor noștri, să știți, pentru că elevii noștri au participat într-o vară la un curs de programare și compania CGECA a ales să ne amenajeze, după întâlnirea cu ei, un laborator. Apoi a urmat reamenajarea anfiteatrului de către compania Centric și, desigur, amenajarea atelierelor de robotică și îmi place așa de mult că am ajuns și la atelierele de robotică, pentru că cluburile de robotică marca Silis sunt extraordinare, reunesc niște tineri pasionați de zona STEM și ce ne place foarte mult la ei este că dăruiesc celorlalți foarte mult din ceea ce i-au dobândit. Au fost atât de activi în această perioadă a învățării online. Cluburile de robotică sunt coordonate de doamna profesoară Mirela Țibu, pe care o salutăm, un om da, drag. Da, și eu o salut. Și mi-amintesc că când îmi povestea la un moment dat un elev de la Silis că în perioada de pandemie, când am auzit că nu se mai organizează competiții, când știam că nu putem să intrăm în laboratoarele de robotică, a fost așa un moment când parcă nu reușeam să ne orientăm cum să facem, să ne mobilizăm, că nu putem să nu facem nimic. Și au început să aibă campanii extraordinare de promovare în mediul online despre STEM și și-au găsit tot felul de evenimente, au mobilizat tineri pentru ca apoi să revină cu evenimente de o forță extraordinară. Au organizat centru de excelență, au organizat un concurs pentru cei mici să deseneze un robot. Au organizat o tabără la începutul lunii septembrie în care au convins absolvenții noștri dragi, care erau chiar mulți dintre ei în străinătate atunci, să intre online și să susțină workshop-uri pe diferite teme. Au discutat despre imprimarea 3D, au discutat despre mecanică, despre marketing cu elevii care s-au înscris la aceste evenimente și înscrierea a fost liberă pentru elevi din toate școlile.
Ați avut această relație specială cu companiile din zona IT-ului? Da, am uitat să menționez, știți că eu sunt un om care vreau să fiu dreaptă și să nu cumva să omit pe cineva. Atelierele de robotică au fost amenajate de Heaven Solutions și îi mulțumim încă o dată absolventului nostru Cristian Micliuc și de Camline. Și Amazon ne-a sprijinit de fiecare dată cu... fonduri. Tot ceea ce înseamnă. Dar faptul că aceste mari companii, să fim serios, sunt multinaționale, Amazon e un gigant și cred că și cu Microsoft ați avut relații, vin și investesc și acord încredere unui loc care merită acest lucru. Și cred că e rolul muncii colegilor dumneavoastră, profesorilor de-a lungul timpului care au construit la liceul de informatică, teoretic de informatică Grigore Moisil, un adevărat brand. Altfel, dacă nu ar fi performanță, nu ar fi interesat să investească. Poate că am înțeles niște lucruri, am înțeles cât de importantă este ideea de comunitate, că de fapt în educație suntem toți împreună, că educația nu se mai poate face de mult între zidurile unei școli, chiar zidurile metaforic vorbind, că într-adevăr trebuie să ne unim toți forțele, să facem echipe și doar împreună vom reuși să-i dezvoltăm pe elevii noștri așa cum ar trebui pentru ceea ce se întâmplă în realitate, pentru industria 4.0, pentru economia circulară. Cred că au înțeles lucrul acesta, că investiția în educație este investiția într-un viitor sustenabil și oricum elevii noștri sunt viitorii angajați în aceste companii sau poate viitorii competitori, pentru că ne-am dorit foarte mult să inițieze ei singuri afaceri în orice zonă, nu numai în IT. Și corect, să devină o concurență pentru aceste companii. Dacă ne uitam cu jind așa la modelul american, unde am văzut absolvenți, inclusiv Bill Gates s-a întors la școala unde a fost format și a oferit din succesul său financiar unității de învățământ, și liceul teoretic de informatică Grigore Moisil se poate mândri cu această relație specială. Da. Ați menționat dumneavoastră doar câteva lume. Dar iată, cea mai mare bucurie este, cred că, să știi că ai succes, dar că succesul tău are la bază, se datorează tocmai profesorilor care te-au format, unității de învățământ, și e demn de remarcat această legătură pe care o aveți dumneavoastră, o păstrați dumneavoastră cu absolvenții. Da, să știți că așa este. Nu știu, am găsit valorile acestea în școală de mult. Când am venit eu în 2003 în școală, am găsit foarte multe valori pe care noi le-am cultivat an de an. Am găsit această recunoștință față de tot ce ți-au lăsat cei din fața ta într-o școală. Și chiar la Gala Excelenței a fost un moment atât de plăcut, pentru că am încheiat cu un mesaj din partea doamnei director Carmen Lojunți și am avut de asemenea un mesaj din partea domnului director Octavian Lefter, care a fost directorul instituției exact la început de drum. Și ne place să prețuim ce ne-au lăsat profesorii, ne place să prețuim ce ne-au lăsat absolvenții noștri când au fost elevi și să prețuim ceea ce ne oferă acum în calitatea lor de absolvenți și de angajați sau angajatori pe toate meridianele globului. Și o altă valoare așa pe care am întâlnit-o este dăruirea. Ne place să oferim. Dacă suntem atât de norocoși să fim la un liceu cu elevi atât de ingenioși, cu elevi frumoși, cu cadre didactice extraordinar de bine pregătite, atunci trebuie să dăruim și celorlalți din ceea ce am dobândit noi. Și lecția aceasta a dăruirii se transmite mai departe în liceul de informatică. Elevii mari dăruiesc celor mici, au cercul micii informaticieni, dintotdeauna olimpicii de liceu se ocupă și de olimpicii de gimnaziu, comunică cu ei, le oferă sugestii. Există așa o dăruire care se transmite. E clar. Și pentru că, așa cum vă știu eu de foarte mult timp pe dumneavoastră, unele proiecte s-au încheiat, dar
deja sunt convins că vă gândiți la ce va urma, la noi proiecte. Care sunt perspectivele? Care este orizontul? Pe termen, să spunem scurt, poate pe termen mediu, pentru Liceul Teoretic de Informatică Grigore Mărșăcan? Să știți că avem încă foarte multe proiecte pe care le pregătim și să nu vă gândiți că dacă am terminat evenimentele acestea de luna mai, care aniversează 50 de ani, cumva ne oprim. Nu, de altfel, la un moment dat, într-un comunicat, chiar menționam evenimentele de sărbătorire din luna mai, pentru că deja avem foarte multe proiecte care se profilează. Vom lansa și un alt proiect exact pe data de 21 iunie, când s-a semnat documentul de înființare al școlii. Avem încă foarte multe lucruri pe care le pregătim. Toate sunt sub semnul excelenței, inovației și conectării la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că trebuie să fim conectați acum mai mult ca oricând și în educație. Aș vrea să vorbim și de acest moment al intrării în clasa a 5-a, pentru că am văzut abordări diferite, nedrepte, cred că până la urma urmei e vorba de a face o selecție a celor mai buni copii, pentru că din cei mai buni poți să ajungi la performanță la nivel înalt. Să fim serioși, trebuie să fie o ierarhie, trebuie să fie o evaluare, trebuie să ajungi, dacă îți dorești să fii la liceul de informatică, să ai niște aptitudini, să ai niște inclinații, să ai o bază de la care să pleci. Nu se poate chiar așa tamnesam. Am văzut în mediul academic ce s-a întâmplat în momentul în care s-a renunțat la testări și se face admiterea în mare parte și acum pe bază de dosar. Cum a fost anul acesta admiterea la clasa a 5-a? Pentru că da, o concurență acerbă, dar concurența acerbă pentru că părinții își doresc o școală de calitate. Da, așa este. Știți, nu am putea să spunem că abordările părinților sunt nedrepte, nu spunem asta. Mă refeream la abordările părinților, da, am adică, văzut în spațiu media. Știți cum fiecare părinte își apără copilul și fiecare părinte este normal să aibă încredere în copilul său și să știți că îmi plac foarte mult părinții care au încredere în proprii copii și chiar ar trebui să avem mult mai multă încredere în copii decât avem. Da. Este dificil pentru că avem un anumit număr de locuri și fiind mai multe solicitări, la mare căutare, trebuie să existe cumva, da, o formă de selecție. Ce să transmit părinților? Am simțit și eu așa, cred că poate în mass media, poate peste tot în toate mediile de comunicare, o forfotă în rândul părinților. Cred că a fost cauzat de faptul că părinților le-a scăpat o informație. În septembrie 2020 s-a revenit asupra numărului de elevi maximi într-o clasă și dacă anul trecut liceele au admis câte 30 de elevi într-o clasă, cel puțin noi, nu vreau să vorbesc de celelalte licee, anul acesta am admis 25 pentru că s-a schimbat numărul maxim de elevi. E ordinul ministrului educației. Exact. Clar. Atenție, da, la... Aceasta s-a întâmplat. Acesta a fost părinții nu s-au conectat la această informație și atunci probabil de aici au fost supărați. Vă spun că și eu personal astăzi în secretariat chiar eram lângă doamna secretară când primea telefoane și la un moment dat am luat și eu de multe ori telefonul și am stat de vorbă cu părinții, le-am explicat, pentru că chiar nu știau de aceste informații și nu își explicau. De le-am ce? Zis, aveți dreptate, la clasa a 5-a anul acesta școlar avem un alt număr de elevi, la clasa a 6-a un alt număr de elevi, dar la clasa a 5-a din anul școlar viitor s-a schimbat numărul de elevi. Și le-am spus părinților, în orice situație în care apare o nouă precizare din partea Ministerului Legislativ și se măresc numărul de locuri, ne-am atunci primii în ordinea rezultatelor de la testare vor intra, nu se pune problema. Pe viitor, la nivel de dezvoltare a infrastructurii pe care o merită Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisel, și aici mă îndrept și către autorități, când ne mândrim cu faptul că Iașul stă, e un centru important pe zonă de IT, să nu uităm că e un centru pentru că alături de Facultatea de Informatică, poate de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, de Automatică și Calculatoare, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, în primul rând, pepiniera și baza, fundamentului este Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil.
Și știu că aveți niște proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii. Știu că sper ca liceul să aibă o sală de sport așa cum merită, pentru că are, să știți, sala de sport a fost știu că a fost trecut, a fost finalizată, era un deziderat al nostru, dar cred că de ce ați mai avea dumneavoastră nevoie? Cum vă proiectați dumneavoastră? Ce necesarul? Poate mai multe spații pe zona didactică, poate mai multe laboratoare? Avem nevoie de a fost și momentul ăsta lucruri, da. Avem nevoie de multe lucruri, dar o să găsim soluții pe viitor la ele, pentru că noi tot timpul știți că avem așa niște soluții ingenioase. Ne-am dorit să putem să mărim numărul de clase și pentru clasele a 5-a și pentru clasele a 9-a, dar deocamdată și pentru anul școlar viitor avem același număr de clase și la a 5-a și la a 9-a din anii anteriori. Asta este realitatea, dar eu vorbeam de faptul că e posibil, e posibil, și dacă nu investim în educație, atunci cred că nu prea avem un mare viitor. Se apropie și examenele naționale, doamna profesor. Cum le vedeți dumneavoastră anul acesta? Pentru că și acest an școlar a fost unul atipic. Mare parte din el s-a derulat în sistem online. E clar că toți profesorii și elevii și părinții și-au dat interesul, dar nu a fost exact cum s-a întâmplat. Am văzut că și autoritățile și ministerul au mai redus din materie, pentru că da, e o situație excepțională. Dar cum vedeți dumneavoastră evaluarea națională, examenul de bacalaureat care bate la ușă? Eu cred că examenele naționale se vor derula fără nicio problemă, așa cum s-au derulat și anul trecut, în condițiile cele mai bune. Sperăm că într-adevăr trendul descendent al pandemiei este cel real și nu o să mai avem alte surprize care să ni se ofere. Dar rămâne o problemă, nu cred că este problema imediată a examenelor naționale, deși elevii sunt îngrijorați, au emoții. Există o problemă după examenele naționale, dincolo de ele, cum într-adevăr reușim să recuperăm ritmul pe care l-am avut prin învățarea online. Pentru că este de recuperat și aici cred că va trebui să căutăm niște soluții la nivel național, să schimbăm anumite aspecte, poate din programă, să regândim puțin lucrurile. De altfel, știți, noi ne dorim tot timpul stabilitate și într-adevăr trebuie să existe stabilitate în educație. Dar în același timp trebuie să existe mereu și capacitatea de a te adapta la vremuri și să faci anumite schimbări care se impun. Cred că o rediscutare a conținuturilor din toate programele școlare pentru anul școlar viitor ar fi, din punctul meu de vedere, o prioritate pentru minister. Te sperăm. Ar trebui să fie o prioritate. Am văzut, e de apreciat și trebuie să spunem acest lucru, domnul profesor universitar dr. Mihai Sorin Câmpeanu, ministru, actual ministru al educației, mi-a plăcut, s-a arătat deschis și receptiv la tot ceea ce înseamnă propuneri venite din sistem, că până la urmă ormii dumneavoastră sunteți oamenii care știți cel mai bine. Am mai avut noi o discuție cu experții în educație, că nu știu, acum e o modă, nu știu, a apărut expert în sănătate, expert în educație și unii nici măcar 5 minute pe la catedră nu au trecut. Un alt salut pentru dumneavoastră și vreau să felicitez din partea doamnei profesor Lăcrămioara Iordăchescu, felicitări liceului de informatică, bravo Adina, un liceu cu potențial excelent și profesori, dedicație, mesajul mulțumesc doamnei profesor mult. Pe care o salutăm cu tot dragul. Profesoară și doamna director adjunct de la Colegiul Eminescu, am colaborat cu doamna și în calitate de inspector pentru disciplinele socio-umane. E important. O altă colaborare e cu Facultatea de Informatică și aș vrea să le spunem asta spre informare pentru cei care sunt în clasa 8-a acum, nu la liceul de informatică și își vor dori să vină la liceul de informatică. E un sistem aparte, dacă sunt admiși și au rezultate foarte bune, prin colaborarea noastră cu Facultatea de Informatică, lucrurile, practic ei, dacă au, repet, rezultate bune, nici nu vor mai avea nevoie de admitere.
Da, sunt niște precizări pentru olimpiadele naționale. Elevii care obțin medalii la Olimpiada Națională de Informatică sunt declarați admiși. Nu știu exact, s-ar putea să ia noi decizii facultatea. Bun, nu știu exact vis-a-vis de Olimpiada corect. Online care a fost organizată de OSEPI, dacă va permite aceleași, dacă va avea aceleași reguli și pentru rezultatele obținute la această olimpiadă, dar în clasa a noua, când elevii noștri au prins Naționala de Informatică a 10-a, cei care sunt acum a 12-a, au prins a 9-a și a 10-a Olimpiada Națională de Informatică organizată de către minister și toți cei care au primit medalii, și la noi știți că foarte mulți elevi au medalii și foarte mulți elevi participă la Olimpiada Națională și aproape toți, să știți că se întorc cu medalii, sunt declarați admiși la Facultatea de Informatică. E un lucru care, pe care trebuie să-l știe viitorii elevi ai dumneavoastră. Că vorbeam de performanțe, care este acest secret al dumneavoastră, al colegilor dumneavoastră, de elevii la competiții naționale, dar mai ales internaționale, fac față cu brio, să fim serioși, la cum se investește poate în Statele Unite ale Americii, poate în Europa Occidentală, nici nu se vede diferența, adică la același nivel și chiar la un nivel mai ridicat. Sunt multe răspunsuri la această întrebare. Un răspuns este echipa. Am învățat să lucrăm în echipă de multă vreme. Profesorii de informatică lucrează în echipă. Orele de aplicații se susțin de către doi profesori. Dăruirea. Totdeauna există o comunicare între elevii de liceu cu elevii de gimnaziu, implicit între cei care fac performanță. Conectarea la tot ce înseamnă excelență în informatică. Elevii noștri participă la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Informatică de la gimnaziu InfoGym, coordonat de domnul Paul Diac de la Facultatea de Informatică, participă la Centrul de Excelență al Inspectoratului Școlar de la liceu și, desigur, cel mai de preț lucru este atmosfera creată care există de foarte multă vreme în școală. Respirăm programare, suntem liceu de informatică. Avem foarte multe oportunități de dezvoltare, accesăm tot timpul tot felul de competiții și să știți că de multe ori elevii sunt cei care vin și ne atenționează, uitați, atenționează profesorii de informatică, uitați, doamna profesoară, este o competiție, o să mă înscriu, spuneți-mi cum să fac, ce să fac, haideți, vreau să lucrăm împreună la o aplicație. Da, există această colaborare extraordinară și conectare la tot ce se întâmplă nou. E adaptare. Ce scrie acolo, excelență, inovare, da, conectare. Da. Foarte frumos și reușit spus. Și un anumit mod de a privi performanța, să știți. Elevii noștri nu merg la o competiție ca să o câștige. Acesta este un rezultat care vine. Ei merg la o competiție ca să învețe de la alții, ca să se depășească pe ei înșiși, ca să-și valideze pregătirea pe care au făcut-o până atunci. Despre asta, în esență, despre asta este vorba. Cred că asta este filozofia. Sunt multe, de viață. Multe valori în spate care ne ajută să fim la acest nivel de performanță. Și în spatele valorilor tot timpul sunt oameni minunați care trăiesc în spiritul lor. E vorba de oameni. Fără oameni nu se realizează nimic. Și pe final, mesajul dumneavoastră pentru colegi, actualii colegi profesori, pentru actualii elevi, pentru viitorii absolvenți, pentru absolvenții liceului, pentru foștii profesori, la un moment aniversar și, repet, să-l dublați, cel puțin, vă urăm și noi. Da. O să încep cu profesorii, pentru că chiar dacă toți spun că elevii sunt cei mai importanți din sistemul de educație, eu voi afirma în continuare că și profesorii sunt la fel de importanți ca elevii. Un profesor care intră fericit în sala de clasă, un profesor care intră cu două scenarii didactice pregătite în minte, cu foarte multe activități atractive,
sigur va transmite către elevii săi exact același nivel de implicare și exact aceleași stări foarte bune. Este foarte important să investim în profesori, în educație și vom vedea niște rezultate în sala de clasă extraordinare. Profesorilor, colegilor mei din cancelarea Liceului Teoretic de Informatică, colegilor mei care au trecut prin cancelarea Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași, le doresc în primul rând sănătate, le doresc același nivel de implicare pe care l-au avut și până acum, profesionalism, dedicație. Atunci când am pășit în acest liceu, am fost uimită de nivelul de profesionalism pe care l-am găsit, de echipele pe care le-am găsit între profesori și elevi, nu doar între profesori. Am fost uimită de capacitatea de a te dărui celorlalți. Îi felicit pentru tot ceea ce au dăruit și toată dedicația lor pe care o au față de LIS. De asemenea, vreau să le spun că am fost impresionată de activitățile pe care le-au organizat cu ocazia aniversării a 50 de ani pentru liceul nostru drag și le doresc în continuare mult succes și totdeauna să se bucure de ceea ce fac, pentru că ceea ce facem astăzi pentru elevi, facem de fapt pentru toți, pentru întreaga societate din jur. Elevilor mei le doresc să rămână la fel de ingenioși, să creadă foarte mult în ideile lor, să aibă foarte multă încredere în ei, să găsească totdeauna, să caute totdeauna soluții la probleme, pentru că ei ne transmit nouă mereu mesajul acesta că orice problemă are soluții și să se bucure foarte mult de toate lucrurile frumoase din jurul lor. În fiecare zi ni se întâmplă foarte multe lucruri frumoase, în fiecare zi întâlnim oameni extraordinari și să ne bucurăm de acest lucru și să fie preocupați mereu de dezvoltare. Absolvenților vreau să-i felicit pentru tot ceea ce au dăruit liceului și pentru tot ceea ce am clădit împreună. Să le spun că Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași îi așteaptă tot timpul cu proiecte, îi așteaptă tot timpul să stimuleze motivația elevilor noștri actuali. Vreau să le spun că îi apreciem foarte mult, că atunci când am citit mesajele absolvenților la Gala Excelenței, a fost un moment în care profesorii din anfiteatru citeau pe ecran, parcurgeau mesajele transmise de absolvenți. A fost un moment înălțător și apreciem foarte mult la ei și faptul că valorizează Liceul de Informatică și conștientizează ceea devenirea, schimbarea pe care le-a adus-o în destinul lor. Vreau să le urez și părinților, vreau să-i rog să se apropie foarte mult de copiii lor, să comunice foarte mult cu ei, să comunice autentic, să nu rămână doar la niște întrebări banale pe care le exersăm în fiecare zi, ce notă ai luat sau să se apropie foarte mult de copiii lor, să aibă multă încredere în ei și să aibă multă încredere în școală. Să nu se îndoiască nicio clipă de Liceul de Informatică și să înțeleagă că noi suntem într-o echipă, și părinții, și elevii, și profesorii. Și vreau să mulțumesc și tuturor angajaților Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași pentru toată dedicația pe care o au. Chiar dacă o școală produce învățare prin profesori și elevi, o școală reușește să ducă la îndeplinire toate proiectele și activitățile datorită tuturor angajaților din toate departamentele și noi ne bucurăm de o dedicație aparte a întregului personal.
Vreau să urez tuturor la mulți ani, un la mulți ani luminos, un la mulți ani în care să ne bucurăm toți de tot ceea ce s-a realizat până acum și să avem încredere că vom realiza în continuare multe alte proiecte frumoase și vom clădi cu adevărat un viitor frumos, luminos și performant pentru elevii noștri. Viva, crezi că ați floreat Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași? Da, o unitate de învățământ cu performanță, cu rezultate excelente, dar o unitate de învățământ, așa cum foarte frumos doamna profesor dr. Adina Romanescu, managerul unității de învățământ, a spus și a punctat, o unitate unde se formează caractere, unde contează omul, unde contează să ai curajul în viață să nu-ți ascunzi visele sau să le lași să nu se îndeplinească. Pentru că așa se spune, excelență, inovație, conectare. Mulțumiri, mult succes în tot ceea ce întreprindeți dumneavoastră. 100 de ani să fim sănătoși, să ne întâlnim poate și la 100 de ani, să vă spunem că mereu vom fi aproape de dumneavoastră, de proiectele dumneavoastră, a susține educația, pentru că este esențial acest lucru. Așadar, dragi prieteni, astăzi această ediție a fost special dedicată Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil. Noi ne vom întâlni mâine, iarăși, repet, săptămâna doamnelor, domnișoarelor, dacă aș putea spune așa, vom avea o ediție specială, vă spun încă de pe acum, vom intra în universul fascinant al dansului, al baletului, alături de noi în platoul Bezei Live și vă asigur că va fi un serial, pentru că nu putem să-i aducem dintr-o dată pe toți membrii, cel puțin ai compartimentului balet de la Opera Națională Română Iași, pentru că despre asta este vorba, dar mâine va veni, iată, un prieten drag nou, doamna lector universitar, dr. Cristina Todi. Domnia sa este, iată, noul șef serviciu compartiment balet Opera Națională Română Iași. Un alt prieten de al nostru, solist, prim balerin, Monica Iliesei, va fi alături de noi și, iată, alt solist, alt prim balerin, de data asta, Viviana Olaru, în platoul Bezei Life. Îi salut și eu ceilalți colegi. Veți vedea ce înseamnă acest univers fascinant, care de 63 de ani există la Opera Națională Română din Iași. Ce își propun acești oameni? E un început pentru ei, își doresc să ofere lucruri frumoase. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de a ne cultiva și această latură, chiar dacă nu suntem balerini, dar mergem la câte un spectacol de balet sau un spectacol al Operei Naționale Române din Iași. Până atunci, dragi prieteni, după amiază plăcută, multă sănătate, că e important. La revedere!